Maria, Emersiana. Vă voi spune astăzi despre a te vopsi sau a nu te vopsi. Nu știu, mă gândesc și eu așa. Ce mă inspiră chestia asta? Nu știu, dar o să-mi dau și o bretonă un pic. O să vă povestesc în mare despre ce este vorba. Dacă vă uitați așa la mine, nu știu acum ce părere aveți vis-a-vis de chelia mea, da? Vis-a-vis de părul pe care nu-l mai am. Am avut o experiență foarte interesantă, o experiență din care o să vă împărtășesc. Nu știu ce vârstă credeți că am eu. Așa, oricum asta este important. Important este că eram în liceu, la modă se... atunci, la modă la care eram eu în liceu, da? Toată lumea se vopsea. Eu mă vopseam negru al păstrui. Da, mă vopseam. M-am vopsit. Mă vopseam din două în două săptămâni. Când am luat o vopsea mai mare, mai multă, mai, nu știu, așa. Atenție, niciodată, dar niciodată nu am citit conținutul. Da? Câtă lume citește conținutul din sală? Ok. Câtă lume citește conținutul de la vopseaua de păr din sală? Ok. Am luat acea vopsea, după care m-am vopsit cu ea, am vorbit foarte scurt și am zis, măi, las în frigider, că mă vopsești peste două săptămâni. De ce să mă dau bani încă o dată, nu? N-are rost. Risipă. Am lăsat un frigider, bineînțeles, ea a oxidat. Ceea ce e mare greșeală, să nu faceți niciodată asta. După două săptămâni, ce zic? A, mi-a crescut părul. Wow, trebuie să mă vopsesc. Am luat din frigider. Și am început să mă vopsesc. Prima dată când am luat din vopseaua respectivă și am pus pe cap, s-a terminat. A început să ardă. Efectiv mă ardea, am zis că cineva mi-a pus foc în cap. Mă ardea până când m-am dus și m-am spălat repede. Dar atunci n-am sesizat nimic. Am zis, n-are ce să fie. Așa, e o reacție adversă, ceva chimic, ceva... Da. Am zis aia. Oricum eu o să mă mai vopsesc, nu e asta un problemă. Da. Și în anul întâi de facultate a început un mare M în capul meu. Da, adică puțin aici, puțin aici. De la Marian, normal. Așa. Am zis, măi, cine știe, o fi ceva ereditar, o fi ceva, nu știu, stres, facultate, zic, măi, altceva. Ok. Până când, în anul 2, și M-ul și mai mare. Wow. Și am zis, măi, hai să văd dacă a fost o reacție adversă la vopseaua respectivă, sau dacă, nu știu, e ceva ereditar de la tata, bunicul, străbunicul, da? Și m-am uitat prima dată pe vopsea. Conținutul vopselei, dacă ați citit vreodată, cred că v-ați dat seama că conține foarte, foarte multe chimicale, vopsea respectivă. Da? Și am zis, măi, e posibil să fie și asta. Am mers mai departe, am cercetat, m-am dus la tata. Măi, tata, zi-mi și mie, tu când ai chelit? Exact, zi-mi vârsta. La care stai că măi, deși eu sunt chel acum, eu la vârsta ta aveam uite așa un păr. Wow! Ok. M-am dus mai departe. Bunic, străbunic, pentru că la mine în familie, da, toți sunt ei. Și e o problemă cu treaba asta. Și numai că taică mi-a spus în felul următor, măi, eu la 35 de ani am chelit. Wow. E o problemă, deci înseamnă că e o problemă aici. Și m-am întors la analiza vopseaua de păr.
care vopseaua de păr, a fost problema, de fapt. A fost problema pentru că ea a fost cea care mi-a ars părul și mi-a ars toată frumusețea de păr, că atunci era negru al păstrui. Și cea care mi-a creat aceste, nu știu, bine, acum am obișnuit, nu mai am nicio problemă cu chestia asta, dar era bine dacă aveam și eu breton. Așa că, ca să vă spun ceva foarte interesant, vedeți ce vă voi spune, este ca un del. Pielea voastră e ca un burete, așa că fiți atenți și puneți pe ea. Mulțumesc!